cercetare acum pentru Odele, nu? Mare sau foarte mare, încă o dată acea centrare din poartea stângă pentru Odele. Antonio Sefer, mai este combinația cu Dugangici, tot Sefer cu recuperarea Dugangici, dă-l o parte, trage pe centrul porții. E ocazia aceasta pentru Rapid, chiar dacă n-a reușit să plaseze Dugangici. A fost o greșeală pe care a făcut-o Isaac și am văzut momentul în care Dugangici a fost. Otele, Junior Moraes, gol! Reușitele lui Antonio Sefer, iată pe Junior Moraes, distanță mare, lăsați să-și pregătească șutul și într-adevăr este o execuție nemaipomenită a brazilianului. Dar remarcabilă lejeritatea lui Moraes. A vins Dragoș Balauru. Paul Iacob, probleme cu nervul sciatic toată săptămâna, până la urmă nu a mai făcut deplasarea pentru această partidă. Revedem șutul extraordinar al lui Junior Moraes. O șut de fundaș stânga. Șutul 26 al întâlnirii. Așteaptă Antonio Sefer în cuvințarea lui Iulian Călin, care vine. Sefer dă la poartă, respinge Balauru. Un șut la colțul scurt, a prins poarta. Lovitură de colț pentru Rapid. Nu e chiar o minge ușoară pentru Balauru, totuși vorbim de un portar cu experiență. Otele se duce la văluire, Ogealari acolo, merge balonul, Ogealari centrează, bine sigur Modovan a ieșit, acum s-a retras, Ciovelo peste poartă. O fază finalizată totuși de UTA. Da, dar Jovelo trebuia să fie mai aproape de poartă. Dacă a ajuns fundașul stânga Ogealari să centreze, Jovelo trebuia să fie acolo, cam pe unde a căzut mingea. Nu să stea în colțul careului de 16. Poate Acașini e o schemă, centrare Ogealari. Da, a vrut să fie artist, să fie erou, nu iese deloc execuția. A fost și offside. A plecat prea repede. Iată. Nu a avut răbdare. Ce? Un pic, o diagonală care îl găsește pe Otele, preluare bună lui Otele, Otele la interior, șutul lui Otele! Oh, ce șansă! O șansă uriașă, șut cu stângul, merge respins în sau pe transversală. Nici nu știe cum a respins-o. Umărul lui s-a părut că a respins-o Horatiu Moldovanului. Da, un atacant puternic, o minge în adâncime, iată pe Kajt, o minge lăsată, Popo! Trage pe jos, destul de slab. Ce fază! Superbă faza, iată-l pe Kajt, care simte acolo culoarul, centrează inteligent înapoi, dezorganizat. Kajt, Păroiu, iată pasa, e reușită pentru Mățan, s-a dat în stânga, nu-i nimeni acolo, ia pasa pe cont propriu, Popo! Culatul pe direcția lui Balauru, pasa, dar ajunge totuși... A fost deviată de Benga. Ajunge să dea la poartă, Popo. Minge deviată de Benga, foarte aproape. Petrolul e la mod acum. Ademi deviază, Ademi Cheșeru! Scoate extraordinar Moldovan! Oh, ce ocazie are Uție! Ah, ce ușor e depășită totuși apărarea Rapidului. Pe o minge lungă pe degajarea portarului. Dutate are execuția lui Balauru. E destul de bună o minge. Recentrată Vucevic! Ce paradă! Ce paradă Moldovan în prelungirile întâlnirii! Și spală toate păcatele din etapa precedentă cu această intervenție excepțională. Da, dezorganizată apărarea Rapidului în această fază fixă, se pierde marcajul. Iată cât timp are acolo pentru a șezăm pe minge Vucevic.